Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Dead by Daylight. În ultimul episod am jucat drept healer ca Epuraica, unde a fost un match atât de ușor. Astăzi aș fi vrut să joc ca Michael Myers, deoarece mi-am luat DLC-ul. În fine. Dar o să jucăm ca supraviețuitor, pentru că, na, un episod așa, un episod așa. Am luat-o pe Lori, în care bag puncte pentru Decisive Strike. Aș juca un match cu ea, dar zic pas. Am niște haine pe an afară de astea. Oh my god, cum arată cu astea. Lul. Deci o să jucăm tot cu Meg. Am luat și un DLC de haine, după cum se poate vedea. Ne băgăm la meci tot îmbrăcată în neon. Ne luăm și o lanternă. Așa, și ne luăm self-care. Da. Stai că n-am pus offering, dar îl pun după, nu-i problemă. Îmi place, îmi plac tare, tare mult pantalonii ăia. It's for fucking real. Cred că joc o echipă de nubi. Cu siguranță e o echipă de nubi. Am dat de puncte mai mare, adică cu siguranță unul de săi de puncte 25% mai mult în toate categoriile, de ce nu? Wow, wow, eroină, wow! Eroină, wop, wop, eroină, wow! Eroina mea! Și noi o să revenim când intrăm în match. Și a început! Și deja vreau să dau live match. Nu, urăsc harta asta. La fel de mult cum urăsc și killerul care a apărut cu harta asta. E un loc de bun pentru evadat. Deci pe bune că nu-mi place training-ul ăsta, deci hainele astea mi se pare atât de mișto, pe bune. Știu că sunt foarte neon și... Ești o vacă cu cabină. Știu că sunt foarte neon și... mă vede killerul foarte ușor și e greu să mă piardă din vizor. Oricum, pe mapa asta, sincer, e într-o încăpere. Unde sunt o grămadă de lumini. Nu prea are unde să te piardă din vizor. Și vine. De ce ai venit la mine mai întâi? Trebuia să fug. Dă-mi heal! Oh my god, ăștia-s player care abia s-au apucat. Păi, mi-a lăsat bro time-ul? Păi n-am vrut, frate. Vreau să-mi iau self-care-ul. Oh my god, dude, ce prostie am făcut. Man, cu ce să-mi dau heal? Mai ales în perioada asta cu player de ăștia palete.
Băi, nu juc abonații, nu mă duc să salvez. Eu nu salvez dacă nu e gata heciu. Măcar să fie heciu. Schimb basement, baftă. Îi doresc multă baftă. Ah, uite. Ok, e la distanță mare. Focus modon. Nu cumva să pierdem vreun generator. Space. Ah, cea mai distractivă parte din Dead by Daylight. Reparat. Super tare. Trebuie să repar pe ăsta pentru că celălalt nu știu ce face. Al trail. Trebuie să repar chestia asta pentru că... Nu veni la mine! Trebuie să am și o heciu, cu toate că ca șansele să găsești heciu pe mapa asta sunt foarte, foarte mici. Credeți-mă. Nu te cred. Oh my god. Bă, ce moftic în joc împotriva la trapper. Sunt, deci dacă ăla are ieșit prin hatch, ultimul rămas, eu nu m-am ajut de bai de arat. Nu spui că cam, mă campează. Oh my god. Bă, deci dacă mă campează, dacă mă campează, lumea dau live match. Ăla și-a dat live match, Heciu era fix în spatele meu. No, 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 mă oftic foarte tare, mai jucăm un match, revenim când începe match-ul, join a lobby și ne vedem atunci când o să înceapă match-ul. Și am revenit cu un alt match. În care aparent e iar trapper-ul. My god. Ăștia sar ferestre intenționat. Le sar în viteză și fac zgomot. Rip în comentarii. Vreau să văd rip în comentarii de la fiecare din voi. Bă, nu vreau să pierd medkit-ul ăsta. Am și adunuri bune pe el. Cred că pot să-mi dau 3 heal-uri cu el. Pe bune. Deci nu vreau să pierd deloc medkit-ul ăsta. Ok. Dă-te! Nu! Am
văzut-o prea târziu. Oh my god. Am văzut-o fix cu o secundă înainte să calc în ea. Frate, ăștia nu repară nimic. My God, niciun generator nu e reparat. Haideți, reparați. Tu-ți dumnecatul, mati! Eu mă asum și... My God... Nu se poate, frate. Uite-te și tu la ei! Uite-te și tu la ei! Sunt singurul de aici care știe să joace. Ați văzut că nu era bara, nu? A călcat? Killerul a călcat în propria lui capcă. Dă-mi în cap, dude. Și o să-l mai explodeze în 3, 2, 1. V-am zis? Și o să-l explodeze în... Bă, dar și kill-ul e pe-n pălă. Mai bine le repar eu singur două și după aia mă rog să moară ei mai repede și să găsesc hatch-ul. Nu, nu, nu veniți aici. M-am blocat acolo. Hai, hai, pe toți nu i-a pus pe Cârlig și mă pune fix pe mine. Stai să vezi acum. Cred că e cel mai prost meci de Dead by Daylight și cele mai proaste episoade pe care le-am avut vreodată. Haide, salvează-mă! What? Am sărit deja! Sărisem! Am sărit odată! M-a luat după ce am aterizat jos! Pe bune! Uitați-vă și voi la ăia cum ce fac. Oh my god. Ah.
Da, lume, cele mai proaste meciuri, cel mai prost episod. Probabil nu o să mai joc ca Survivor o perioadă. O să vă vedeți. O să vedeți vreo 2, 3, 4 episoade de killer. Am făcut pip. Bă, măcar am făcut pip. L-am pierdut medkit-ul. Ăștia aveau hack-uri. Voi vedeți? Ăștia erau Jake, cei doi Jake, care aveau cele mai bune medkituri și aveau parcurile de level 3 și nu făceau nimic. N-au făcut nimic. Tu îmi spui mie că ăștia au ore jucate. Tu vrei să-mi spui mie că ăștia au ore jucate. Back. Leave game. Lasă-mă să te las. În fine, mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și de această dată. Eu am fost Sebi, pe data viitoare, meciul ăsta mi-a dat tot moralul peste cap. La revedere!